A rămas doar o săptămână până la începutul noului an școlar, dar mii de copii din Republica Moldova duc lipsă de calculatoare sau tablete electronice necesare pentru educație pe timp de pandemie. Mai exact, conform datelor Ministerului Educației, este vorba despre aproape 30.000 de elevi care nu au tehnică de calcul. Chiar și cel mai simplu laptop este prea scump pentru familiile acestora, astfel că părinții, dar și autoritățile nu cunosc cum vor participa copiii la lecțiile online. Responsabilii anunță că deocamdată au identificat doar 3.000 de calculatoare, adică doar 10% din cantitatea de care e nevoie. În acest an, satul Novaci din raionul Călăraș va mai avea o școlăriță. La 1 septembrie, Laura va merge în clasa 1. Fetița abia așteaptă ziua și visează la... Camisa abă, tofesoaia abă, gagocea abă. Însă există probabilitatea ca visul ei să nu se împlinească. Mamei sale îi dau lacrimile când se gândește că nu le poate oferi copiilor tot de ce au nevoie, venitul familiei ajungând la doar 4.000 de lei lunar. Doi adulți și doi copii încap într-o singură cameră a unei case vechi din Lut. Vrei dispunem de bani să cumpărăm pentru școală. Hainuță, rechizite. Am luat două caiete, manuale de-am... ce trebuie, adică am împrumutat bani. Mai mult, femeia se străduie să nu se gândească cum se vor desfășura lecțiile pe timp de pandemie. Dirigentul a spus să ne conectăm la internet, eu nu am de unde. Pentru că din 640 lei mie nu mi-ajunge de lapte la copil. Și chiar dacă a reușit să procure un calculator, femeia spune că nu știe cum ar putea să-l încarce. Noi lumină nu avem, lumină avem de la vecin. Am rugat vecinul și ne-a dat lumină. Fără un calculator va începe noul an și această familie. Fetița va merge în clasa 5-a, iar băiatul în clasa 1. Pe timp de pandemie, mama a fost nevoită să le devină profesoară. Eu nu am făcut-o pentru că n-am telefon. Dar cum așa? Ai scăpat multe lecții? Da. Și nici calculator? Nu. Dar de ce tu vrei la școală? Că acolo e frumos. Vreau să-mi băiat. Situația se agravează și din cauza faptului că fata suferă de cancer, iar toți banii sunt cheltuiți pentru tratamentul ei. Sunt măgază cu dânsa atâția 7 ani de zile și am avut atât am vândut, numai să vedem ce are. Iar această femeie crește singură 4 copii, dintre care 3 merg la școală. Lucrează doar ocazional, iar toți banii se duc pe cei mici. Le-a explicat profesorilor că nu are acasă calculator pentru ei, dar aceștia doar au dat din numeri. Cam greu când ea, ca nu știm a să învățăm, cum a să învățăm cu... criza asta, cu voala asta, nu știu ce să știu mai înainte. La mine și nu-i computer, nu-i asta, e stri. Eu una nu știu a citi, nu știu a scri. Primarul comunei ne-a spus că la evidență are 20 de familii social vulnerabile și niciuna nu are tehnică de calcul, pentru a-i ajuta cât de puțin a fost redeschisă biblioteca. V-am găsit toată posibilitatea să redeschid biblioteca, care este dotată cu 6 calculatoare, cu internet gratis. Și responsabilii din Călăraș ne-au spus că deocamdată nicio familie nu a beneficiat de calculatoare donate sau procurate din buget. Deocamdată resurse bugetate în partea primăriei n-am avut, căutăm metode de a găsi undeva în străinătate. Potrivit datelor Ministerului Educației, din cauza lipsei tehnicii de calcul, nu pot participa la învățământ la distanță 28.957 de elevi și 2.958 de profesori. Astfel, Ministerul a pornit din 4 iunie campania națională Donează un computer pentru educație, dar deocamdată au fost adunate doar 3.000 de calculatoare. Încă peste 200 de dispozitive au fost donate de organizații internaționale, iar Banca Mondială și Guvernul au alocat suplimentari bani pentru achiziționarea tehnicii. Computerele care sunt achiziționate din sursele guvernului, din 20 de milioane de lei, deci la fel vor fi la începutul lunii octombrie. Oamenii care vor să-i ajute pe elevi să înceapă noul an școlar cu tehnică modernă pot accesa harta interactivă de pe site-ul Ministerului Educației, unde găsesc cantitatea de calculatoare necesară în fiecare raion și numărul de telefon la care pot apela.